În acest video o să răspund la cele mai comune 10 întrebări legate de cursurile de canto și de vocal coaching după ce am lucrat cu peste 250 de persoane în acest domeniu. Prima întrebare. Cum știu dacă am ce trebuie ca să devin un cântăreț bun? Sunt 3 lucruri de care ai nevoie ca să devii un cântăreț bun și nu este la ceea ce te gândești. Primul este disciplină, al doilea este perseverență și al treilea este o mentalitate de creștere. Mentalitatea de creștere este atunci când tu crezi cu adevărat că orice abilitate este învățabilă. Studiile arată că, deși talentul este real, este mult mai puțin important decât studiu focusat asupra cântatului. Talentul este o chestie care se dezvoltă de-a lungul generațiilor, dar vestea bună este că poți crea talent la tine în familie pornind de la zero acum. Chiar dacă ai avea zero talent pentru cântat, ceea ce între noi fie vorba nu prea există. Majoritatea oamenilor sunt mai talentați decât cred. Poți dezvolta această abilitate și poți dezvolta talent pentru urmașii tăi. Prin 2013-2014 au fost mai mulți muzicieni care mi-au spus că n-am niciun talent și cu toate astea nu m-am luat după ei, m-am ținut de treaba mea și am reușit să-mi îmbunătățesc foarte mult vocea prin practică. Și la fel au reușit și mulți cursanți de-ai mei. Iată două exemple și dacă vrei mai multe, caută pe canalul meu. That was just a dream, just a dream. So thank you, Jack Daniels, all number 7. Tennessee whiskey got me drinking in heaven. A doua întrebare. Este prea târziu pentru mine să învăț să cânt? Niciodată nu este prea târziu, dar poate fi mai greu sau mai ușor în funcție de mentalitatea ta. Carol Dweck, care este o cercetătoare de la Stanford, în cartea ei numită Mindset, vorbește de două tipuri de mentalitate. Mentalitatea fixă, care este atunci când crezi că abilitățile sunt înnăscute și nu le poți dezvolta de-a lungul vieții, și mentalitatea de creștere, care înseamnă că tu crezi că poți învăța orice în viața asta. Dacă nu faci nimic în privința asta, pe măsură ce înaintezi în vârstă, mentalitatea ta devine din ce în ce mai fixă. Mentalitatea de creștere poate fi dezvoltată, dar ca să o dezvolți, este necesar să înveți abilități noi și în special abilități despre care tu credeai că nu poți fi bun la ele. Deci dacă tu crezi că nu poți fi bun la cântat, poate fi un mod de a-ți provoca această mentalitate fixă și să-ți dovedești că poți învăța orice. Dar ce să fac dacă n-am timp pentru lecții de canto și pentru exersat acasă? În primul rând trebuie să te întreb dacă îmbunătățirea vocii tale este de fapt o prioritate pentru tine. În al doilea rând, asigură-te că n-ai o noțiune distorsionată legat de cât de mult trebuie să practici. Pentru că știu foarte mulți cursanți care se duc la profesori de canto de gardă veche și profesorii aceia le spun: băiete, dacă nu exersezi 3-4 ore pe zi, nu prea văd ce poți face în industria asta. Dacă lucrezi cu un vocal coach bun, o sesiune de o oră pe săptămână plus 20 de minute de repetat zilnic acasă pe niște chestii foarte specifice pot face minuni. Dacă stai să calculezi, asta este de fapt 3 ore și 20 de minute în fiecare săptămână. Studiile arată că oamenii pierd în medie 10 ore pe săptămână pe social media. Oare poți folosi o treime din acel timp pentru a dedica către ceva care te face mai fericit în loc să te facă mai deprimat? George, la cât timp durează să devii bun la cântat? Este o întrebare pe care am primit-o foarte des ca și vocal coach și vreau să-ți arăt o altă perspectivă. Nu este vorba de cât timp durează, ci de câte repetări faci. Mai mult decât atât, este vorba despre câte repetări de calitate faci. Și nu doar atât, ci este vorba de câte repetări de calitate faci în direcția potrivită. Lasă-mă să-ți explic pornind de la prima chestie. Câte repetări? Dacă exersezi cântatul timp de 10 ani, o oră pe săptămână, se adună 520 de ore. Dacă exersezi cântatul timp de un an, timp de 10 ore pe săptămână, se adună tot 520 de ore. Acum să trecem la a doua idee. Câte repetări de calitate? Dacă exersezi timp de 10 ore pe săptămână, dar în timp ce exersezi, scrolez pe social media și stau la o bere cu tovarășul meu, cu siguranță nu va fi la fel ca și cum aș practica prezent cu intenție acolo fiecare lucru. Acum să discutăm despre a treia idee. Câte repetări de calitate în direcția corectă? Gândește-te că mie mi-a luat 6 ani, din 2013 până în 2019, să-mi antrenez vocea până în punctul în care eram mulțumit de cum sună. Problema e că o mare parte din acei 6 ani am exersat singur, într-un mod forțat și nesănătos. Așadar, chiar dacă exersam mult,
Ideea e că n-am exersat în direcția potrivită până n-am găsit tehnicile corecte. De aceea unii dintre cursanții mei au obținut progresul meu de 6 ani de zile într-un an și jumătate. Deci aminteșteți că nu este vorba despre cât durează, ci de câte repetări de calitate poți face în direcția corectă. Care este diferența între lecții de canto și vocal coaching? Păi gândește-te că un vocal coach este ca și cum ai avea un profesor de canto și un psiholog în același timp, pentru că abordează și problemele emoționale de încredere în voce, cântat pe scenă și așa mai departe. Pe lângă asta, un vocal coach care cunoaște metoda de coaching știe să treacă pe lângă barierele tale mentale și să te ajute să progresezi mai repede. Următoarea întrebare. George, dar sunt lecțiile astea online la fel de bune ca cele față în față? Depinde. Sesiunile online 1-1 de canto pot fi chiar mai eficiente decât cele față în față dacă le faci cu vocal coach-ul potrivit. Gândește-te un pic, pe cine ai respectat tu mai mult? Un profesor de canto mediocru de la tine din oraș? Sau vocal coach-ul pe care îl urmărești pe YouTube de ceva timp, ai încercat chestii de la el, deja știi că funcționează și îl respecti și îți place cu adevărat cum predă? Foarte important să crezi în mentorul tău și să le respecti pentru procesul tău. Cu cât aceste valori sunt mai ridicate, cu atât progresul tău va fi mai mare. De ce? Pentru că vei investi mai mult efort și disciplină acasă. Pe lângă asta, un vocal coach bun poate identifica problemele tale specifice la sânge, chiar și dacă este online. Sigur, există și alte avantaje, cum ar fi că nu mai trebuie să stai în trafic, lucrezi din confortul propriei case. Singurul dezavantaj este că s-ar putea să fie nevoie să faci ceva zgomot în propria ta casă, dar dacă vrei să devii bun la cântat, oricum trebuie să treci peste acest obstacol psihologic. Următoarea întrebare este foarte bună. De ce aș avea nevoie de un vocal coach dacă pot învăța singur prin toate resursele astea gratuite de pe net? Pot să mă pun foarte ușor în pielea celui care pune această întrebare, pentru că am fost și eu acolo. Am învățat singur de pe YouTube și înregistrându-mă singur acasă foarte mult timp. Dar există niște capcane. Când încerci să lucrezi singur, nu ai un plan specific și personalizat pe nevoile și problemele tale vocale. Chiar dacă lucrurile pe care le găsești online te pot ajuta puțin, nu știi care sunt exact cele potrivite pentru vocea ta. Există o mare șansă să nu faci exercițiile corect și poți chiar să-ți creezi probleme vocale sau să dezvolți obiceiuri proaste care sunt mai greu de corectat după aceea. Este ca și cum ai bâșbâi pe întuneric și cunosc mulți oameni care au încercat așa pe cont propriu și ajungând la concluzia că nu este pentru ei, se frustrează și renunță. Când ei de fapt practicau greșit și nu aveau ghidare. Următoarea întrebare. Dacă am încercat cursuri de canto și nu au funcționat pentru mine? Dacă te afli în această situație, îmi pare rău că ai avut această experiență. Din păcate, dacă nu găsești profesorul potrivit pentru tine, chestia asta se poate întâmpla. Problema este că lecțiile de canto nu funcționează pentru mine, este foarte diferit de acest profesor de canto nu a fost potrivit pentru mine. Dacă un constructor ți-a construit o casă care a picat după 2 luni de zile, înseamnă că nu e bine să locuiești în case. De ce unii profesori de canto și vocal coach sunt mai scumpi decât alții? Și aici am fost în ambele situații. Când eram un prof de canto începător, percepeam tarife mai mici, pentru că nu eram foarte sigur de abilitățile mele. Nu este întotdeauna cazul, dar de multe ori profesorii de canto cu tarife mai mici nu prea au capacitatea de a identifica problema ta specifică. Poate ai trecut prin asta, nu știu. Se apucă și fac cu tine exerciții generice de voce care, vezi, Doamne ajută pe toată lumea și progresul tău poate exista dacă te chinui acolo, dar va fi foarte lent. Și problema este că posibil să-ți pierzi motivația, să renunți și de multe ori, pe termen lung, un profesor mai ieftin poate fi mai scump decât unul scump. Pentru că dacă dai 50 de lei pe oră timp de 3 ani de zile ca să ajungi la aceeași rezultate care cu alt profesor mai scump ajungi în 4 luni de zile, e clar că vei ieși pe minus. Acum, pe partea cealaltă, nu toți profesorii de canto scumpi sunt buni. Dar, în general, cei care au tarife mai mari și sunt și cu adevărat buni, chiar merită. Pentru că nu pierd timpul și se concentrează direct pe rezolvarea problemelor tale și pe a te ajuta să ajungi la obiectivele tale legate de voce. Alte e când obții o mică victorie la fiecare sesiune, o să ai motivație mult mai puternică în acest proces. Cum știu că un profesor de canto sau vocal coach este potrivit pentru mine? Păi un semn foarte bun este dacă materialele lor gratuite de pe net te-au ajutat, este clar că dacă lucrezi unul la unul cu ei o să fie de 10 ori mai bine sau poate chiar mai mult. Așa că asigură-te că încerci câteva dintre materialele lor gratuite și vezi dacă te ajută și funcționează pentru tine. Dacă obții o mică victorie cu asta, este un semn foarte bun. Acum, dacă te-am lămurit cu aceste întrebări și vrei să treci la treabă, îți voi recomanda un video în continuare cu 3 tehnici de canto cruciale pentru începători. Apasă pe aici pe ecran când apare și uită-te în continuare. Baby, filmezi! Am telefonul acolo. Hai, ia-ți-l.